În urma lucrărilor de restaurare efectuate în ultima perioadă, Biserica Sfântului Ierarh Nicolae Mireș a fost sfințită astăzi de înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Apoi, ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie, în cadrul căreia a hirotonit un diacon. Înalt preasfinția sa a rostit un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre mijloacele pe care biserica le pune la îndemână credincioșilor în timpul postului pentru a progresa spiritual. Mijloacele pe care biserica ne le pune la îndemână în acest post mare sunt multe. Întâi de toate, sigur că, așa cum știm din tradiție, postim de bucate. Ne mulțumim cu mâncare preparată din vegetale. Un alt mijloc pe care ne-l pune la îndemână postul mare este participarea la mai multe slujbe. În biserică se fac mai multe slujbe. În postul mare nu vi le voi pomeni eu acum pe toate, dar sunt multe la care trebuie să participăm. Fiecare după puterea noastră. Apoi, alt mijloc pe care ni-l pune postul mare la îndemână este lecturarea scripturilor și a altor cărți folositoare de suflet. E bine să citim în postul mare Sfânta Scriptură. Nu o vom citi o pe toată, dar măcar să citim în Evanghelii ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi păcătoși. Apoi, un alt mijloc care ne îmbunătățește, sufletește în postul mare, este milostenia față de cei necăjiți, față de cei săraci. Și neapărat trebuincioasă este o bună spovedanie. Odată, la început, poate de mai multe ori, poate la început de post și la sfârșit de post, oricum un creștin serios să spovedește în postul mare. Mereu ar trebui să ne spovedim și să ne ușurăm sufletul de păcate, dar măcar acum în postul mare. La final, înalt preasfințitul Părinte Andrei l-a hirotesit iconom stavrofor pe Părintele Paroh. Astăzi este o zi deosebită, pentru că îl avem în mijlocul nostru pe înalt preasfințitul arhiepiscop și mitropolit Andrei, de 38 de ani în această Sfântă Biserică, când în anul 1981 a fost sfințită de preasfinția sa Iustinian Chira Maramureșanul, nu s-a mai oficiat o sfântă liturghie arhierească, dar mai cu seamă o sfântă liturghie unde este prezent mitropolitul locului, chiriarhul nostru, care astăzi a venit lăsând grijile deoparte și dumneavoastră lăsând toate deoparte, am venit cu toții să înfrumusețăm această casă a lui Dumnezeu, care este poarta cerului. La slujbă au participat și părintele protopop Alexandru Ciui și părintele protopop Vincențiu Doru Zinveliu, amândoi fii ai satului Mireș. M-am bucurat astăzi foarte mult ca să fiu acasă în satul natal, în Mireș, cu ocazia resfințirii bisericii parohiale. Personal m-a încercat un sentiment de puternică emoție. Pe lângă faptul că aici m-am născut, biserica care astăzi a fost resfințită este biserica în care am fost și botezat. Bucuria vine din faptul că părintele mitropolit Andrei a săvârșit această slujbă de resfințire și totodată Sfânta Liturghie și m-am bucurat că alături de consătenii mei să primim cuvintele de învățătură și povețele acum la începutul postului mare. Astăzi am avut bucuria deplină de a sluji în sătucul în care am născut, aici unde credincioșii împreună cu părintele Mircea au făcut o jertfă deosebită și au lucrat la această biserică care, deși era într-o stare deplorabilă, a dus-o la situația actuală, împodobind-o cu pictura aceasta frumoasă, cu un iconostas frumos, și m-am simțit exact ca în timpul copilăriei mele, când mergeam sus în cor și asistam la Sfânta Liturghie. Înalt preasfințitul Părinte Andrei a oferit primarului comunei Chiuza Ordinul Sfinții Martirii Năsăudeni, iar celor care s-au implicat în lucrările de renovare și înfrumusețare a bisericii le-a oferit diplome de vrednicie. Biserica Sfântului Ierarh Nicolae a fost construită între anii 1936 și 1938.